Îmbrăcată în rochie de mireasă, Loredana a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și oameni care au fost sensibilizați de drama fetei. Cortegiul funerar a fost condus de 20 de tineri din Nicopole, Călare. Colegii tinerei au purtat tricouri albe imprimate cu chipul Loredanei. Era o fire foarte veselă. Am avut ocazia să o duc chiar eu în Italia ultima dată, în noiembrie. Lucra acolo ca barmaniță, după cum știți. E mare durere în familie și nu numai în familie, peste loc, tot și în Italia și aici. Loredana a fost luată în sicriu din casa bunicilor și apoi a fost condusă pentru ultima dată la casa părintească. Viața șorină a dormit rabei tale, Gabriela, Loredana, Hristoase, Dumnezeu nostru. Ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău, părinte. Singurele alinări ale familiei sunt acum cele patru vieți pe care Loredana le-a salvat dincolo de moarte. Mama fetei a fost de acord ca organele vitale ale fiicei ei să fie prelevate. Loredana a fost ucisă de o mașină condusă de un instructor de schi în vârstă de 26 de ani din Italia. Tânărul a fugit de la locul accidentului după ce a lovit-o, lăsând-o pe gălățeancă practic fără nicio șansă de supraviețuire. Bărbatul a fost acuzat de anchetatorii italieni de omor din culpă, dar în prezent este cercetat în libertate.